Hello, dragele mele! Trebuie să urez mai tare, Laura? Da. Nu m-au auzit? Hello, dragele mele! M-au auzit acum? Vrei să țip la oameni, Laura, chiar așa, serios? Adică, uite, uitați ce-mi face, efectiv, mă pune să țip la voi. Eu nu vreau să știți, Laura, mă forțez. Trecem pe partea, peste partea cu hello-ul. Mă bucur să fiu alături de voi și astăzi, ca în fiecare joi, cum v-am obișnuit, încercăm să vă aducem câte un subiect legat de frumusețea părului în atenție. Ne gândeam noi așa ce am putea să facem și ne-am gândit, hai să facem the basic stuff, da? Să vorbim astăzi despre pieptănat. Cum ne pieptănăm părul? Cred că e un gest pe care cu toatele îl faceți acasă, unele cu pieptenul, altele cu peria, altele cu degetele. Indiferent cum l-ați face, sunt câteva principii de bază pe care aș vrea să le respectați și e foarte important să ținem cont de ele. Am invitat-o și pe Maricica alături de noi astăzi. Este un termen generic, să vă rog să nu-l luați foarte personal. Dacă cineva se numește Maricica, chiar să nu vă supărați pe mine. Întâmplător, așa o cheamă și pe modelul nostru de astăzi. Ea este, da? Are un păr mediu. Este ușor blondă, un blond închis, aș zice eu. Are un păr de asemenea destul de procesat, pentru că toată lumea când are puțin timp se joacă cu părul Maricicăi, îi face tot felul de lucruri, nu doar o pieptănăm, o și vopsim, cred că are pe cea niște șuvițe mai închise așa la culoare. Facem tot felul de teste în concluzie pe ea și atunci săraca are nevoie de extra îngrijire atunci când vine vorba de părul ei. De ce este astăzi cu noi? Ca să pot să vă exemplific cum ar trebui să pieptănați părul. Asta cu excepția părului creț, da? Vorbesc de păruri până la păr creț, orice tip de păr, mai puțin părul creț, unde știți că dacă îl pieptănăm se face cât toată încăperea și nu mai avem nicio șansă din acest punct de vedere. Foarte important când faceți pieptănarea este să vă alegeți o perie sau un pieptăn care să fie de bună calitate. Nu încercați variantele cele mai ieftine, că sincer nu sunt cele mai bune. Mă tot uit prin supermarketuri și pe la tot felul de magazine după astfel de instrumente și credeți-mă că plasticul contează, de care plastic este până la urmă. Așa că încercați să aibă în primul rând flexibilitate, adică să nu fie foarte dure cu părul vostru. Mai sunt și pieptenii din aceștia de lemn. Mie personal mi se par un pic prea dur, tocmai că sunt inflexibil. Majoritatea chiar nu sunt flexibil. Pieptăn sau perie de bambus sau așa mai departe nu au suficientă flexibilitate și cred că pot strica părul dacă nu sunt folosite corect. Bun, eu am o perie. Aceasta este de la Denman. Este un brand pe care îl folosesc de mult timp, dar găsiți și la GHD sau la alte branduri perii de genul acesta, care au o pernuță de cauciuc în care sunt înfipte fire de plastic și fire de păr natural. Ideal este să le aibă pe amândouă. Firele de plastic vor descurca părul, cele de păr natural vor netezi cuticula și vor elimina impuritățile. Cam de asta avem nevoie de amândouă. Bun. Dacă părul vostru este un păr fin sau un păr mediu, sfatul meu este să îl pieptănați, nu știu, o dată pe zi, mai mult nu cred că sincer are nevoie. În schimb, dacă este un păr mai poros sau mai gros, puteți să-l pieptănați și de 2-3 ori pe zi, în funcție de gradul lui de încurcare. Asta cumva rămâne să hotărâți voi în funcție de tipul de păr pe care îl aveți. Rugămintea mea este în felul următor. Când vă apucați să pieptănați, dați tot părul pe spate sau într-o parte unde vă este comod să faceți acest lucru sau separați-l pe bucăți, dacă simțiți că este un păr care se încurcă mai repede, și începeți descurcarea lui de la vârf. Da, niciodată nu începem descurcarea din vârful capului și ajungem pe undeva pe aici, așa, păi începem să tragem. Maricica e obișnuită, să știți, nu țipă, nu e foarte cuminte. Credeți-mă pe cuvânt, e super cuminte. Deci nu punem peria în vârful capului și după aia începem să tragem în jos și ne enervăm și după prima șuviță deja am toate firele de păr rupte în perie sau în pieptăn. Da, deci începem de jos și pieptănăm întâi partea de jos. Apoi mergem cu 10 cm mai sus și începem de acolo să descurcăm părul și să ne ducem către vârfuri. Da? Apoi urcăm cu 10 cm mai sus și de acolo la fel începem să pieptănăm foarte bine până la vârf și apoi putem să ajungem chiar sus la rădăcină și să pieptănăm tot părul, el fiind astfel foarte bine descurcat. Puteți să faceți asta ori cu capul ușor către spate, ori chiar cu capul în jos. Adică putem să întoarcem pe Maricica invers și să o pieptănăm. Rugămintea mea este și în cazul acesta să începeți din vârf, nu din rădăcini, așa, și să urcați progresiv către pielea capului.
O altă rugăminte pe care o am la voi este ca pe pielea capului să nu insistați foarte tare cu pieptănatul, mai ales dacă peria sau pieptul este un pic dure, pentru că s-ar putea să zgâriați scalpul și asta nu va produce decât niște cojițe în timp sau este posibil să stimulați prea tare glandele seboree și atunci vi se va îngrășa scalpul puțin mai repede. Deci dacă faceți pașii așa, veți vedea că părul se descurcă destul de ușor și descurcatul rezistă destul de mult. Bineînțeles, tot așa există, de fapt, înlăturați pericolul de rupere a părului. Dragile mele, același lucru îl faceți și dacă aveți un piapten. Eu am un piapten care are jumătate dinți mai rar, jumătate dinți mai deși. Descurcarea începem cu dinții mai rari și apoi trecem la cei deși. Din niciodată în sens invers, chiar dacă vrem să descurcăm părul foarte bine. Și rugămintea mea, ca și în cazul perii, este să începem cu vârfurile și să urcăm progresiv. Voi puteți să băgați cât de mult vreți în firul de păr, dar rugămintea mea este să nu începeți din vârful capului către jos, pentru că dacă fac asta, o să rămân pe aici și maricica o să țipe la mine, că o trag de păr. La fel o să faceți și voi acasă și o să renunțați probabil la jumătatea părului cu el așa, jumătate descurcat, jumătate încurcat. Deci de la vârfuri urcăm către zona de rădăcină, uite că aici s-a și încurcat un pic, și după aceea, dacă vreți și mai multă descurcare, folosiți zona fină a pieptănului, dar la fel urcați de la vârfuri către rădăcină. Să știți că aceleași reguli sunt valabile și când pieptănați părul atunci când este ud, nu doar când este uscat. Niciodată din vârful capului, întotdeauna de la vârfuri către rădăcină și cu tensiune suficientă. Dacă simțiți că nu merge, scoateți pieptănul și îl băgați din nou. Nu insistați să descurcați până la vârf când simțiți că s-a blocat pieptănul acolo, pentru că nu faceți decât să întindeți părul foarte tare și la un moment dat se va rupe. Bun. Maricica pare fericită. Cred că am fost un stilist bun astăzi. Sper că nu o să zică nimica. Cred că a fost destul de clar cum facem cu descurcarea părului, cum folosim peria și cum folosim pieptănul. Evident că puteți să-mi scrieți și să mă întrebați ce doriți voi în legătură cu părul, fie aici pe canalul meu de YouTube, fie pe Instagram, pe Facebook, pe Snapchat sau pe oriunde ne mai vedem. Până data viitoare, dragile mele, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și să aveți un păr sănătos! Pa, pa!